Cei 36 de turiști, între care și 4 minori, au sărbătorit trecerea noului an la două cabane din zona vârfului Roman din Horezu. Duminică, la peste 1600 de metri altitudine, a nins viscolit, fapt ce a favorizat depunerea unui strat consistent de zăpadă pe drum. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, cabanele la care aceștia au petrecut au rămas fără curent electric și căldură, iar turiștii s-au văzut nevoiți să ceară ajutor la 112 pentru a se întoarce acasă. Primul apel care a alertat jandarmii și polițiștii a sosit în jurul orei 9 dimineața din partea unui grup de 12 persoane, 8 adulți și 4 minori, iar al doilea apel în jurul orelor 12 din partea unui grup de 24 de tineri. Deși condițiile meteo au îngreunat intervenția forțelor de ordine, acestea au reușit să se mobilizeze în timp util și să acorde sprijin turiștilor. În ambele situații, turiștii au fost găsiți în stare bună și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Turiștii sunt rugați să se intereseze despre condițiile meteo dacă vor să urce pe munte. În zona de munte a județului Vâlcea a intrat în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente și vânt în rafale de până la 100 de km pe oră.